Guvernanții au hotărât ca fiecare administrație în parte să fie luată la bani mărunți pentru a se stabili cu exactitate ce pierderi s-au înregistrat în primul semestru al bugetului pe anul 2012, dar și dacă trebuie făcute corecții financiare. Nici Ploieștiul nu a scăpat de controlul Curții de Conturi. Aici s-au descoperit pierderi însemnate pe primul semestru. În urma controlului din luna iulie s-au descoperit la Regia Autonomă de Transport Public pierderi estimate la 11 milioane de euro din subvenția TVA și aproximativ 6 milioane de euro impozit pe profit și cheltuieli nedeductibile. La asocierea cu SCFC Petrolul au fost descoperite de asemenea pierderi estimate de 1,5 milioane euro din veniturile din asociere care nu au fost înregistrate. Iar în urma lucrărilor de reabilitare a stadionului Ilie Oană avem pe rol 3 procese cu firma constructoare estimate la 3 milioane de dolari pentru lucrări suplimentare față de cele prevăzute în contract, pentru facturi neplătite la timp, dar și pentru actualizarea prețului contractului. În plus, controlorii au descoperit că se impune o corecție financiară de 10% pe toate proiectele europene pentru care s-a făcut procedura accelerată și restrânsă.